Ședința publică de dezbatere a bugetului de investiții pentru anul 2011 a fost principala preocupare a consilierilor locali din Mioveni. Astfel, pe data de 29 ianuarie, ședința s-a ținut în cartierul Făget, iar pe 30 ianuarie în cartierul Colibaș, urmând ca săptămâna aceasta să se țină o ședință în Mioveni, în care se vor reuni locuitorii din toate cartierele orașului. Prima ședință, care s-a desfășurat la Făget, a reușit să adune un număr foarte mare de locuitori, care au venit cu sugestii pentru investițiile anului în curs. Și o a doua problemă, nu știu dacă s-a ridicat, problema cu parcurile de copii. Da, s-a ridicat. Nu se deci e necesară și e nevoie că și aici avem copii care trebuie să joace, care trebuie să fie educați, să joace civilizat, să aibă un să-și petreacă timpul liber și noi ca bătrâni, noi, noi, noi ca cum va fi. Da, vor fi prinse două, trei parcuri în lista de investiții. Vreau stații, deci dacă vreau că iar le-ați prins, trei stații sau câte o fi socotit sau... A discutat. Deci asta e problema. În planul de investiții ale anului 2011 pentru cartierul Făget se numără alimentarea cu apă și canalizare, realizarea unor stații de transport, locuri de joacă special amenajate pentru copii, amenajarea stadionului de fotbal și iluminatul public. A fost o ședință pentru dezbaterea publică a listei de investiții propusă de Consiliul Local Mioveni și de primarul Georgescu. A fost o ședință programată să se țină astăzi duminică, pentru că oamenii sunt liberi. Iată, s-au dezbătut acele puncte care vizează în mod direct cartierul din Făget. Eu cred că oamenii au înțeles și aici m-aș referi la lucrările de apă și canalizare pe care vrem să le promovăm anul acesta, pentru că este singurul cartier pentru care n-am promovat aceste investiții, după care vom trece și la alte investiții de amenajare a străzilor, a asfaltărilor în urma lucrărilor de canalizare. Dacă ședința de la Făget a decurs într-o manieră destul de elegantă, la Colibaș lucrurile n-au stat chiar așa, unii locuitori fiind nemulțumiți. Am vorbit cu oameni suntem care au băgat cinci familii, suntem cinci familii. Nu puterea acordat. Am vorbit cu oameni care au băgat cu dumneavoastră și i-a dat un singur telefon și i s-a spus că se poate. Nu se poate, băgarea de aici. Vreau să se face un canal. Nații s-au făcut traversările la poartă, dar nu de ce nu se poate. Eu știu că este spre binele dumneavoastră și al locatarilor, că uneori nu înțelegem că a ceda și a face niște drumuri înseamnă un drum care permite să bagi după aceea și iluminatul și apa, să intre și mașina de pompieri și altele și altele. Că știți ce greutăți întâmpinăm cu străzile acelea înguste. Lista de investiții pentru cartierul Colibaș a cuprins lucrări pentru montarea de gazon sintetic la terenul de sport, amenajarea locurilor de joacă pentru copii și modernizarea străzilor Colibaș, Neagoe Basarab, Nicolae Titulescu, Aleea Mihai Sorbu, Valea Neagră și strada Dinicu Golescu. A fost o dezbatere publică reușită. Ne-am propus să atingem, zic eu, trei obiective importante. O dată, informarea cetățenilor, după aceea transparența lucrărilor care se execută și totodată dialogul cu cetățenii. În așa fel, prin acest dialog, suntem mai aproape de oameni, aflăm problemele dânșilor, precum și noi le putem transmite mai departe. După încheierea ședinței, părerile locuitorilor Colibaș au fost împărțite. Cum s-a desfășurat ședința de astăzi? În condiții aproape, asta chiar vreau să spun la început, în condiții bune. Numai că mai sunt oameni, nu știu care sunt motivele lor, intervin cam fără să fie ordonat și totuși comparativ cu alte adunări care s-a putut aici, a fost mult, mult mai bine. Așa cum s-a desfășurat, eu n-am nimic să reproșez, dar poate sunt oameni unii cu mai afectați, eu personal nu sunt și nu pot să vorbesc în numele altora, dar mi se pare puțin interes, puțin, poate chiar e puțin spus, cam mult interes, peste că așa sunt și banii în momentul de față, adevărul e, ca o concluzie, nu se pot face toate odată, cum a spus și părinte, trebuie să fim, să înțelegem lucrurile, pentru că nu se poate face gata toate, adevărul că tot vrem odată, dar... Deci eu în concluzie sunt mulțumit. Următoarea ședință publică de dezbatere a bugetului de investiții pentru anul 2011 va avea loc în cursul acestei săptămâni la Mioveni.